Dacă îți folosești creierul, vezi lumea așa cum e ea cu adevărat, așa că bine ați venit la o emisiune unde se folosește creierul. Suntem la Jocul Cuvintelor, să vă prezint invitații mei din seara asta. Ce faci, Veronele? Mulțumesc bine. Pregătit? Da. Că o zici cu jumătate de gură. Asta înseamnă foarte că... Foarte pregătit. Da? M-am pregătit 52 de ani. Ce faci, Sorina? Bun venit. Mulțumesc bine. Mă bucur că am venit la voi. Ce faci, Andreea? Sărut mâna. Bună seara. Bine. Ce pregătită ești. Ce... Îmi place. Ai un cercel. Am un cercel. Și îmi place și pandativul. Mulțumesc. Tău cu inimă. Ești căsătorită, Andreea? Nu. Deci pandativul mai are de așteptat. Mai are de așteptat. Puțin. Am înțeles. Să trăiești, Gică. Bună seara. Pregătit, da? Da. Vlad. Să trăiți, bună seara. Ce sport faci, Vlad? Fotbal american. Ăla de merg ăștia cu mingea și fotbal american? Da. Ăla acela cu căștile, cu... În România? Da, adică trăiește, locuiește în România? Da. Nici n-am știut că există. Îmi povestești, abia aștept să-mi povestești. Eu v-aș propune așa, să începem cu inima prima dată. Creierul, dar mai bine inima. Hai, Andreea! Bun venit la noi! Să rămână, Andreea! Să rămână și bine ai venit, te rog! Perfect! E ok? Ești bine? Am emoții, da. Nu e bine asta. Știu. Nu e deloc așa bine. Așa am fost tot timpul. Ai văzut. Da. De unde vii? M-am născut în Călăraș, dar locuiesc de 20 de ani în București. Ai plecat, ai venit în București. Da. Dar ce? Și atunci în București ce faci, Andreea? Am făcut facultate, am venit pentru facultate și am rămas aici, lucrez aici. Andreea... Marin. Dacă asta era... Nici o legătură. Nici o legătură, nici o legătură. Da. Ai întâlnit-o vreodată? N-ai întâlnit-o nu, pe Andreea? Nu, niciodată. Interesant, am lucrat împreună multă vreme cu domnul Valeriu Lazarov. Că toți îi purtăm amintirea asta. Și ce facem? Mai zi-mi o dată în București. Sunt auditor intern într-o instituție publică. Lucrez la stat, să zice, dar nu stau. Adică, condoleanțe, nu? Ia, uite, toată lumea. Bravo, uite-o. Dar nu stau. Ui. Asta viață. La cât ajungi la treabă? La 8 încep. 9:20. La cât plecați? Și la cât plecați? 16:30 și vinerea la 14. Bravo, ca să... 11:10. Și la... eu traduc pentru, pentru oamenii acoași. Și pauza când nu începe? Nu există pauză. 10:12. Nu există eu pauză. Eu traduc pentru oameni. Între 10 și 12. Ce tare, bravo, super, excelent. Dar nu mă întrebați ce salariu am. Nu mă întrebați. Au crescut salariile la stat? Impresia generală, da, asta da? E. La unii au crescut, la alții au stagnat. Auzi, da, sincer, ce ți-ar fi plăcut să faci? Că te văd, când te-am auzit, când ai zis auditor la stat, cine m-a adus și pe mine? Dar ce ți-ar fi plăcut să faci? Am mult realizat tot? După ce am terminat eu ASE, medicină veterinară sau design. Îți plac animalele, animăluțele. Mult, da. E târziu să te apuci? Cred că n-ar fi târziu, dar cred că nu am ieșit din zona de confort. Dar n-ar fi dacă târziu. Dacă ești la stat, n-ai nicio treabă, confortul, n-ai nicio, gata. N-am nicio șansă să ies. De acolo ești la pensie. Vrei să-ți dau un obiect din 4 litere, da? Da. Mai multe îți dau, mai multe pentru început. Ok. Îți dau mai multe obiecte metalice cu capete ascuțite. La coșciugul bugetului se bat niște cuie. Cuie. Nouă secunde ți-a luat. Aici nu te mai ajut, fii atentă. Deci, tu ce ai terminat de fapt ca facultate? Economie. 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 Care se află într-o formă naturală sau originală? Autentic... Adjectiv ăsta. Îți dau o literă. Litera. Îți dau o literă ca să fii sigură. Nu a fost transformat, Andreea, în produs finit. Brut. E brut. Ca să nu te duc la salariu. Brut și net. Și net. Bun, 20 de secunde. 700 de lei avem. Fii atentă. Amintește-ți un pic de clasa, cred că a 8-a, cred că a 7-a chiar. Mișcare oscilatorie regulată la nivelul mărilor și oceanelor. Literă. Hai o literă, 400 la nivelul mărilor și oceanelor. Mare. Mare!
Ai prins jică mai greu? Nu. Dar cuiele le-ai luat la început? Da, da, alea, că da. Le-am spus eu. Păi, da. Le-am spus eu, Vlăduț. Andreea. Câți ani ai? 38. 38 de ani. Te întreb că toți puștii în ziua de azi au, își imprimă desene definitiv sau temporar. E o modă asta, dar nu doar la copii. E o modă asta cu a imprima desene. Tatua. Da. Da. Da, îmi place că ești concentrat așa pe 6 litere. Ca să scap de emoții. 600 de lei. Asta e un pic așa tot așa, pe bezele, bezele, dar nu de mâncat. Literă. Ce? Pupici? Asta e! Bravo! Veronel, ce? Uite mă că le ia, da. Știi că ei trebuie să facă mai mult decât faci tu. Da, știu. Un singur câștigător avem. Știu? Unul singur. Cine reușește să dezlege cât mai multe cuvinte și banii nu sunt puțini la jocul cuvinte. Cunosc. Avem 2100 de lei în clipa asta, 6 litere în compoziția căruia, Andreea, există o cantitate mare de noxe. Este literă. Da, 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 e adjectiv, e adjectiv. Uite, ăsta e cuvântul. Deci există o cantitate mare de noxe. Poluat. Cred că trebuie să te las să o gândești, am văzut, așa-i? Da. Un pic în liniște, da. Tu ai nevoie de secundele alea. Și de indicină. Așa era și la facultate, cu secundele alea, te gândeam? Da, înainte de un examen stăteam 10 minute, mă opream din tremurat și apoi scriam. Așa e emoție? Da. Și acum mă uit la da, tine și te exact. Văd, că ai un, așa o niște sunt emoții. Sunt emotivă. Da? Da. Așa am fost de mică, exact, și perfecționistă și pun presiune pe mine, în general. Asta cu perfecționistă nu e bine. Păi știu, e un defect. Am constatat și eu că e un defect. Așa e? Da. În 7 litere, 700 de lei, un condiment lichid și gros. 700 de lei litera. Face condimentul ăsta. Se mănâncă de obicei cu alimente prăjite, dar după cum văd constituția ta fizică, litera. Nu prea folosești. Îl poți prepara și în casă. Uite, nevastă mea îl face acasă, pentru copii. Se face și acasă, e mai bună acasă. Litera. Și mama îl face acasă, e mai bună acasă. Știi sandvișurile alea, știi, ai sandviș, da? Și pui ceva de o aromă specială, dar nu doar peste sandvișuri, pui peste... Literă. E englezism. E dulce, e picant, e... Ketchup. Când ți-am zis cu dulce, cu picant. Și-au trecut la secunde. Cine a luat ketchup-ul de la nu. Nimeni n-ați luat ketchup. La treia literă. Andreea. Verb la infinitiv. A folosi cuvinte... pentru a oferi informații sau caracteristici. Adică... literă. A crea o imagine mentală în mintea unuia. Știi? Literă. Andreea este îmbrăcată cu o cămașă interesantă, are o inimioară la gât, are și o brățară, e pregătită să apese pe buton. Eu fac acum o... stă cu minile pe buton și se pregătește să apese. Fac o... descrie. Fac o descriere, bravo. Ah. 3400. 800 de lei, 8 litere. Profesionistul care întocmește sau compune un material de presă, știi cum se numește, cum îi zice ăluia? Profesionistul. Literă. Omul care lucrează în presă. Asigură calitatea conținutului scris. Literă. Mă rog, ce o mai fi scris? Ce mai presă scris o mai fi existând? Dar literă. Așa îi zicea cândva. Verifică punctuația, verifica. Sau verifică punctuația, gramatica, într-un ziar, într-un ziar. Numele, știi? Meseria. Angajatul care scrie un text, îl dă după aceea, îl dă la ziar. Îți dau o literă, îți mai dau o literă, literă. Că trec secundele astea. Poate să... Cum? Ce ai zis? Editor. Îți mai dau o literă. Literă. La ziar lucrează. Jurnalistul care se ocupă de partea aia de redactare. Redactor. Redactorul.
redactor. Exact. Și nu era greu. Redactor. Gică, poți să te rog ceva? Da. Dacă îmi permiți. Andreea nu aude prea bine. Tu poți un pic mai tare să-i șoptești? Am zis încet. Eu te rog. Da, am auzit. Mă, dacă poți, nu? Da. Mulțumesc mult. Îți mulțumesc că numele... Okay. Nu mai șopti, mă, ci că se aude până... să nu se aude, mă, că înseamnă? Dar redactor, și redactor... Unul singur câștigă, da? Un minut mai avem. Destul de multe cuvinte, Andreea. 8 litere, care a comis infracțiuni în străinătate, atenție, dar își execute pedeapsa în România. Îi știi pe ea, că îi vezi la televizor, știi? I-ai văzut, ăia care fug din țară, îi prinde, îi dau o literă. Scapă cu șmecherii care fug din țară, îi prinde, îi condamnă și îi... Are... Zi, cum îi zice? A fost predat autorităților... Repatriat... literă. A fost predat autorităților dintr-o altă țară, adică a fost... îi zice cumva. Litera. 500 de lei mai luăm din cuvântul ăsta. Luat din țara în care a comis nereguli și a dus în România. Știu. Litera. Și a dus în România. Adică a fost... ce ciudă mie, mă. Deci luat din... Litera. Comanda de aducere l-au luat, l-au adus. Comanda de aducere. Nu cred că... Extradat. Bravo, măi, Andreea. E presiunea timpului la jocul ăsta, să știi. Și trec secundele și în timp în care trec secundele, creierul și mai greu. Exact. E atent la timp, nu la... Ai luat, Veronel, extradatul ăsta? Ce se iau? Extradatul ăsta l-ai prins? Nu. Nu? Nu, că nu m-au prins. Sorin, ai... Da. 9 secunde cu 4 cuvinte. Nu ne-am dărmuit bine timpul. Exact. Să știi. Exact. Dar avem 4.000 de lei. Nu-i rău. Nu-i rău. Dar să ni păstrăm, Andreea, să ni păstrăm ăștia 4.000. 9 secunde, da? Eu încep, tu cer litere și încerc să mai păstrezi din timp. Ok. Știi că altfel... Vibrație! Litera. A unui corp care apare litera. La o anumită frecvență. Litera. Litera. Vezi la timp. Bun. Creează efecte sonore specifice, de exemplu în biserică, știi? În biserică orga creează o... când cântă orga. Eco. Da, eco, într-o biserică catolică, orga. Ortodox și rezonanță. Nu au orga. Cum? Rezonanță. L-ai luat? Bravo! Bravo! Sorina l-a prins de mult, știi, și zicea așa, ținea cu tine. Sorina, vezi că tu trebuie să faci mai mult decât ea. Ca bani. 4.500, bine jucat. 4 secunde. Ai mai câștigat 500 de lei. Andreea, încep? Da. Un verb de data asta. A face pe cineva fericit prin prestarea literă, unor literă, servicii literă, impecabile. Literă. Deci prin prestarea a îndeplinit toate capriciile unui om. Îi îndeplinești toate. Mulțumim. Da, perfect. Mulțumia. Mai mult decât. Bucura. Mai mult decât mulțumi. L-am a împlini dorințele, voințele unei persoane. Am făptui bucurile, dorințele unei persoane. Satisfaci. Mai mult decât am mulțumit. Satisfaci. L-ai luat, Veronel? L-am luat. Acum ce cont. Degeaba că nu e al meu. 3.800. Timpul. Că mai aveam două cuvinte, alea scumpe, Andreea. Alea de 1.000 cu 1.000. 2.000 de lei am aruncat la coști din cauza timpului. Timpul, da. Andreea, rămâi la stat. Exact. Apreciez sfatul. Și ascultă-mă, nu renunța la medicina aia veterinară. Niciodată nu e târziu. Cum ar fi? Da. Cum? Cât se face? Câți ani? Acum, nu știu, se făceau 5 din câte știu. Cred că 4 acum. S-a redus. 4, Sorina, 4 ani la veterinară. 38, 49, 40, 41, 42. Vai de începutul vieții. Începutul vieții. Succes. Mulțumesc. Mulțumesc. Știam cuvântul, aveam un lapsus total. Zău? Da.
Da. Numai imigrant aveam în cap. Deci la ăla... strada și la ud și la știri tot timpul. Cum nu? Exact. Deci, la Elena Udrea e strădată, da, toți. Udrea, Oprescu, toți extrădați. Oprescu n-a mai venit. N-a mai venit Oprescu. Cum? Oprescu e în Grecia, nu e extrădat. Ăla n-a mai venit. A, nu e extrădat. Da, dar e tot de la subiectul despre, nu? Da, da, cu asta, da. Cu asta. Dar știi că s-a tot vorbit, că da. Plecau... Nu, am avut blank total. Vreun minut ai pierdut. Da, cred că da, nici nu. Dar las că e bine. Mă mai uitam la timp. Nici n-ai auzit-o pe Sorina când ți-a șoptit. N-am auzit nimic. Dar pe cuvânt, ia dacă șoptește-i tu acum ei. Ia șoptește-i tu. Bă, rămâna ei. Bine v-am găsit. Bine te-am găsit. Na. Căiația. Am reținut ideea. Ce faci, Sorina? Cum ești? Mulțumesc bine. Un pic emoționată. Ei, las-o, ia un pic, și un pic, am zis un pic, am zis un pic. Am zis un pic. Așteptam să vin. Ce faci? La... cu ce te ocupi? Asistent medical la o școală gimnazială. Lucrez cu copii. Interesant. De puțin timp, înainte am lucrat într-un spital, acum sunt cu copilașii. Mă uit, ai o fetiță, așa e, Bianca. Am, da. O fată mai mare, are 17. 17 da. Ani are? Da, o adolescentă. Wow. Clasa 11. Ce mă bucur, mă uit pe cartea asta ta de vise, ce mă bucur că ai trecut cu bine. Da. Da, am și schimbat serviciul, am mers undeva mai ușor. Sunt bine, mulțumesc, Dumnezeu. Da, a avut legătură cu serviciul? Toate adunate, stresul principala cauză a tuturor bolilor. Cancerul e dat de stres? Da, în primul rând. Și genetic, dacă... Supărarea, nu? Da. Supărarea, stresul. Supărarea, stresul și genetic. Dacă există un caz în familie, asta nu înseamnă că trebuie să fie de același tip cancerul, dar există o genă acolo. De-aia spun că toată lumea trebuie să se testeze genetic. Noi suntem încă în urmă cu așa ceva. În moment... Se decontează asta de stat? Eu am prins o decontare pentru ce am avut. Ce fel de cancer era? La sân. Și da. S-a prins decontarea asta? Nu? Da, dar din păcate acum nu se mai decontează. Știi ce e cel mai important? Că tu ești dovada că e o boală care poate fi învinsă. Da. Nu mai e o boală mortală. Și prevenția e cea mai importantă. Prevenția. Și... să mergem la doctor. Îi dăm bătaie. Ești Doamne ajută! Ești o puternică. Sunt. Perfect. Sunt. Îți dau un cuvânt format din 4 litere. Așa la început, încet, încet. A exprimat durerea sau satisfacția prin sunete. Oh, nu cred că pierdem aici. Litră. Ageme. Păi, asta fac eu, ageme. Perfect. 7 secunde, 300 de lei. E bine, Veronele? Am vrut să aplaudă. E, 700. De lei, 7 secunde, perfect. Gătești. Cu siguranță. Produs alimentar granulat din cereale. Sorina, cereale. Orez? Granulat, m-am grăbit. Ăla fiert în lapte cu zahăr, mie îmi place fiert în lapte cu zahăr. Fiert în lapte. Griș. Mulțumesc. Ai luat grișul, ai luat Veronel grișul. Vlăduț, ați luat griș? Da, după litere. Îți place cașcavalul. Griș. Da. Perfect, avem 700 de lei, Sorina. 5 litere, suntem la 5. Care e din fire morocănos, posac, critic? Uite, ți-am dat 3 sinonime, zi-l tu pe al patrulea. Deci morocănos, posac, critic, litera. Sau cum e? E mereu... Ursuz! Ursus. 20 de secunde au trecut și avem deja 1100 de lei. Știi încălțările care fac flip-flop? La singular? Nu, că sunt încălțări, adică sunt mai multe. Fac flip-flop. Literă. Îți dau o literă, hai o literă. Vara mai ales. Șlapi. Ei, șlapi. Mă la papuci, de-aia am întrebat plural sau singular. Șlapi. Da, și dar nu intra oricum papuci. Nu, papuc, da era la plurală. Șlapi. Da. Hai la 6 litere. Sorina. A se tampona ușor, atenție, cu un alt vehicul în trafic. Ușor. Ia vino Vlad aici. Literă. Deci, ușor, da? Ăsta e în trafic o mașină. Eu sunt literă. Tot un trafic în mașină. Bum. Ia uite-mă cum la... Bum, el e în trafic, eu sunt literă. În trafic. Ia uite-mă că-i dăm, îi zicem. Deci, el e un obstacol, da?
Literă. El e un obstacol. Eu mă lovesc de obstacol. M-am ciocnit de obstacolul ăsta. Pugni. Da, toate totul... toate da. Ți-au venit, așa? Pugni, dar nu ciocni. Da. Ciocni, bun. Mamă, dar ai luat la litere aici? Da. Bun, nemiluită. Fiecare literă 100 de lei. 100 de lei. Și la sfârșit nu mai avem litere și când sunt cuvintele grele. E ca în viață, la sfârșit cerșim, cerșim clipe, știi, dar pierdem ani. Da. Sorina. Da. Obiective personale la care aspiri de-a lungul vieții. Literă. Ce frumoasă e asta. Ce ziceai, Andreea, medic veterinar ai vrut? Ce frumos. Literă. Medic veterinar a fost al ei. Visuri. Visul ei a fost de medic veterinar. Bun. 700 de lei. Figuri, adică mai multe, Sorina, de stil care descriu un loc, un lucru, o persoană, figurile astea de stil. Literă. Cuvintele alea care îmbogățesc un text. Cuvinte literă. Și ele îmbogățesc un text. Sunt? Da. Literă. Exprimă însușirea deosebită. Exprimă... literă. Creează expresivitate artistică într-o scriere. Ia uite-mă cum trec secundele. Literă. Cu ce ai zis? Ce ai zis? Epitete. Da. 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 Supărată pe tine, da. Așa-i? Da. Corect. Da. Că iar s-au dus... litere, bani. Și secunde și bani. Da. Cât mai am? 2 și 14. Mai ai 2 minute și 14. Și mai am. Mai da, am. Mai ai. Trebuie să mă miști bine. Mai ai, că sunt la 7 de-abia. Abia 7. Cât ai, Andreea? 3800, da? 3800. Poți. Sorina, poți. Amnește. Îți dau un adjectiv format din 7 litere, hai să-l prins. Cel care e oprit pe stradă pentru selfie-uri, nu dacă și pentru semnături mai nou, dar clar pentru selfie-uri. Cum e ăla dacă e oprit pe stradă? Vedetă. Literă. Vrei o literă? Da. Așa, ca, bun, uite, ba, V, E, D, E, N, nu știu, numerele. Literă. Ăla care e oprit pe stradă pentru selfie-uri, pentru... literă. Îți dau un sinonim. Vestit, poftim, renumit. Ăsta e cuvântul, doamne, că l-am pe ecran. Nu cred. 300 de lei? Celebru. Celebru! Cine l-a luat? Toată lumea. Un minut 40 mai avem. Iar ne încurcă timpul. E o seară în care voi nu vă gestionați bine timpul. Gică, să ții minte, să țineți minte. Vlad, fetele nu și-au gestionat timpul până acum bine. 8 litere. 800 de lei. Atenție la timp, o spun încă o dată. Expert în analizarea literă. Și cercetarea literă. Comunicării. Literă. Literă. Ți-ai schimbat strategia. Bun, interesant asta. Da, și cercetarea comunicării verbale. Ți-ai schimbat strategia, hai să vedem dacă merge. Documentează diversitatea limbii din întreaga, din limbilor, a limbii din întreaga, din România, din întreaga lume. Expert. Analizează gramatica, fonetica, Sorina. Ce e asta? Cine analizează gramatica sau fonetica? Semantica, sintaxa, astea? Profesor. Nu. Ăla poate să fie și de geografie, nu? Sau de sport. Cine analizează gramatica? Lingvistul. Nu. Eram departe? Da. Nu. Da. Ai prins, Andreea? Da, de aici e mult mai ușor. Da. Lingvistul. Mamă, și cum trece 2100. Timpul ăsta. Da? Nu e puțin. Așa. Bun, tu zici puțin în comparație cu ce o să vină. Da. Că te gândești că o să vină Einstein aici. Stai liniștit că să vezi băieții ce emoții au, că îi văd de aici, uite. Veronel își freacă așa mâine de când a început. Nu știe pe unde să plece. Sorina. A impune o sancțiune pentru o faptă comisă ilegal. Literă. Avem treabă literă. Cu ăștia extradați. Literă. Ți-ai schimbat strategia? A condamna. Bravo, Sorin. Bravo, Sorin. Bună strategie. Am văzut cum e. Ai pierdut timp, litere și nu ai zis în mintea ta, gata, de acum încolo 3 litere, nu? Cât depinde de enunț. Bun. Da. Cât e de lung. Bun. Vezi cum și-a schimbat strategia în timpul jocului. Sorina, ia-l pe ăsta.
mai ai 4 cuvinte într-un minut jumătate. Ai recuperat bine, să știi. Okay. Deci încet, încet. Okay. 4 într-un minut jumătate e berechet timp. Okay. Fii atentă. Blat de bază pentru o gamă literă? Largă de deserturi. Literă? Literă. Literă. Mamă, ce strategie. Bun, 4 litere de data asta. Simplu. Blat de bază, da, pentru o gamă largă de deserturi. Simplu, simplu. Poți să-l consumi simplu. Nu marțipan. Chiar și fără cremă, fără umplutură poți să... Mie îmi place simplu așa să-l mănânc. Ce ușor e. Are textura aia pufoasă și aerată. Uite-l pe Veronel cum îi vine să vină aici să șoptească. Da, da. Are, știi, textura aia pufoasă. Nu crede, 9 secunde, îl găsim. E din ouă, din zahăr, din vanilie, din făină. Ăsta e cuvântul. Nu e marțipan niciun caz, nu știu. Făcut din făină, din ouă. Da, pandișpan. L-ai luat, Veronel? L-ai luat, da? Aici le-au bine. De aici e mult mai bine, exact. M-am gândit cu totul în altă parte. Era greu, M-am gândit cu totul în altă parte. Mă gândeam la dulciuri, la bomboane, la marțipan, dar niciun caz la blat de pandișpan. Ești grăbită. Mm. Acum trebuie să te opresc. Acum câteva secunde fugeai, oprește-te, că mai ai un minut jumătate și mai ai doar 3 cuvinte. Okay. Încet, Sorina. 3800, Andreea, da? Da. Andreea. 3800, Sorina, 2100. A cărei privire spune totul? Literă. Literă. Are capacitatea literă de a comunica emoții prin privire, adică are o privire... Literă. Ai o literă. Transmite cu ușurință ceea ce simte prin limbajul non-verbal. Literă. Îți mai dau o literă, hai. Expresivă. Bravo! Bravo! 2500. Bun. Tiptil, tiptil, tiptil. 57 de secunde. Fii atentă. 2 cuvinte din 10. Să nu iei mai mult de 6 litere. Okay. Dacă iei mai mult de 6 litere, pierzi. Ok. 3 și 3. Da, 3 și 3. Dacă descoperi cuvintele următoare cu 3 și 3 litere cerute, ești pe locul întâi. Ok. Sorina, încep, da? Da. Fii atentă. Ia-ți câteva secunde să descifrezi enunțul. Unitate de locuit cu design compact. Deci, unitate de locuit literă care are design literă compact. Literă. Simple. Mai literă? Încă una. E simplă, e ușor de... ai cerut o literă și nu ți-a venit? Nu, lăsați, că sunt trei. E simplă, e ușor de întreținut. Unitatea asta de locuit o găsim cu siguranță. Atât de simplu cuvântul. Are spațiu comun pentru dormit, pentru... Rulotă. Autorulotă? Nu. Are spațiu comun pentru dormit, pentru mâncat, pentru relaxat. Sufragerie, Nu, apartamentul ăla eficient ca și spațiu. Apartament eficient ca și spațiu. Locuință studio, de dimensiuni mici. No, garsonieră. Studio, urma garsonieră. L-ai luat, Veronele. Uite-l că le-a luat. Am pierdut. Ia uite-l că Veronele suferă de parcă el ar fi avut toate. Știi cum e? Știi cum era, nu-ți imaginezi. Ai luat Andreea da. Adgaz. Vlăduț. După indicii, da. După indicii? Metodă comună și eficientă de a uni sau a fixa două obiecte. Metodă comună și eficientă de a uni sau a fixa două obiecte. Deci de a uni sau a... A înșuruba? Ia uite... Substantivul. Înșurubare. Incredibil că ne-a dărâmat o garsonieră. Puai, deci nu-mi vine să cred. Stai. Cuvântul ăla, garsonieră. Foarte simplu, așa. Așa-i? Da. Sorina, poți să te rog ceva? Să te gândești la noi când faci prima dată pandișpan. Că nu prea fac. Mulțumesc. Știi cum era? Toate le avea Veronel. Stătea, era...
Măi, Veronele, ia vino aici, dacă tot le aveai după toate acolo. Să trăiți, Verone. Bun venit la noi. Bun venit la noi. Că acolo le aveai, Veronele. Și acasă le aveam, da. Hai, Veronele, să te vedem acum. Ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt curier. Asta fac în ultimul, în ultimii 7 ani. 7 ani? Da. Ce ai făcut? Ce ai... Am lucrat 6 ani în sănătate și acum am revenit acasă. Și ce ai terminat? Mă uit aici, văd că ai făcut facultatea de marketing? Și comerț exterior. Și comerț exterior. Interesant asta. Nu ai, n-aveam nicio legătură cu ce practic acum. Lucram în alt domeniu, lucram în vânzări atunci. S-au schimbat lucrurile. Am văzut în București foarte mulți curieri din Sri Lanka, din India, din... Da, unde lucrăm noi suntem... Este altfel de curierat. E un altfel. Da. Uh-huh. Adică trebuie să depinde niște condiții. Nu? Zău? Da. Uh-huh. Totuși. Ce ai făcut în Germania? În... Tot curierat. Tot curierat. Da. În Anglia? În Anglia. Curierat pentru niște firme mari. Mă uit aici, îmi place că știi Pădoros Neamări Miliardar, filmul. Mi-aduc aminte că în liceu am chiulit o săptămână zi de zi să vedem filmul ăsta. Nu cred. Da, vorbim serios, la cinema Giulești. Du-te, că Neamări Miliardar? Da. L-a regizat Sergiu Nicolaescu. Știu. Fii atent. Ești mare cif. Ești mare cif, da, Neamări. Fii atent, ascultă. Într-o lună a filmat Neamări Miliardar, Sergiu Nicolaescu, și mi-a povestit domnia sa că la un moment dat a fost bolnav și a trebuit să vină pe o targă. L-au dus pe targă. Regiza fiind întins pe targă și colegii lui îl țineau așa, drept de pe targă fiind. Pasiune. Mare, așa-i? Da. Și film bun. Filmul mie s-a părut, mie mi se pare și în momentul de fapt cea mai bună comedie românească. Românească ever. Da. Veronele, hai să vorbim și despre cuvinte. Hai să vorbim despre bani. Hai să vorbim despre bani, îmi place, bun. Fii atent, care se află departe de țărm, de apă, de... Și Neamări Miliardar, că am vorbit noi despre asta, e la un moment dat sunt pe malul... Îți dau o literă, hai să dau o literă. Literă. N-ai prea vrut. Nu? Larg. În larg, în larg, exact. În larg. Da. Nu e rău. Mai e un film bun, o comedie. Când stă Cotescu la pescuit în Delta Dunării. Da. Ții minte? Da. Operația Monstrul. Da. Ții minte? Și bicicleta era galbenă. Excelent! Adăpost portabil pentru excursii. Uite că ne ducem din... Cort. Avea un cort, mai ții minte. Bravo, Veronele! Excelent! 700 de lei. Fii atent. 500 de lei acum. A ceda nervos. 5 litere. Liter. E, ăsta e. A ceda nervos. Cum îi mai spui? Când ajungi în starea de epuizare, când... Literă. Ai o literă. Ai o literă. A claca. Clachezi, omul. Ești la capătul puterii. Și Sorin a început triumfătoare și a rămas Andreea. Las-o așa, Veronele. Nu ne gândim la ce au făcut alții. Ai copii? 2. Cât de mari sunt? 2 fete, 23 și 10. 10? Pe amică cum o cheamă? Antonia. Antonia. Știi de ce zic de amică? E mai aproape de boala asta infecțioasă, contagioasă, cauzată de virusul rujeolei. Am avut și eu când eram mic. Da, ai avut și tu când erai mic. Pojar. Bravo, bun. 3.000 cât, Andreea? 800. 3.800. Veronel. 6 da. Litere. Te văd, tată, te văd. Deci zici că ești la un jucător, un fotbalist la încălzire. Așa ești. Fii atent aici, Veronel. Căreia nu-i vine să creadă ceea ce-i se întâmplă. Literă? Era Sorina, așa, când a văzut că a pierdut din cauza garsonierei. A fost? Încă o literă. A intrat într-o stare de confuzie totală. M-am pierdut banii ăștia din cauza unui cuvânt? A fost? Literă. Șocată. Bun! 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 Cam nemulțumit de mine aici. Da? Da. Că puteai să le iei mai repede, da. Așa-i? Da. Cuvântul.
și puteai să-l iei fără. Dar să știi că tu te grăbești. Eu văd la tine graba. Încerc să te calmezi, să te mai întreb despre filme, dar tu dă-i graba. Și așa sunt, că sunt, așa sunt natura mea, pe fugă. N-am ce să fac. Ăsta e felul omului de a fi. Și-l poți schimba. Câți ani ai, Veronel? Să-mi dau seama, 52. Și el poți schimba la 52 de ani, pe mine mă mai schimbă cineva, eu agitat așa cum sunt. Nu avem cum, Veronele. Auzi, organ senzorial extern. Să luăm o literă. Ce ai zis? Ureche. Ureche. Am luat o literă de... De să pierzi tu 100 de lei. Să pierd 100 de lei. Că și, bă, îți spun ce, ai zis ceva? M-am grăbit. Așa ești tu. Vorba ta. Ne mai schimbă cineva, Veronel. Nu ne mai schimbă nimeni. Ok, e 700 bine. 700 de lei. Ne liniștim. Calm, corect. 7 litere. A înlătura, e verbă ăsta, Veronel. A înlătura elementele de fixare ale unui echipament. Literă. Deci... Sau dacă vrei, când descomp... A demonta. Bine, Veronel. Bine. 2900. Cât, Andreea? 3800. Băi, aproape. E agitat, dar le joacă bine. Lasă, și Sorina a jucat bine până în minutul 3. Din 90, nu? Până la timpul suplimentar. Până la timpul suplimentar. Asta e un pic complicat. Gătești, Veronele? Nu. Nu, n-ai nicio treabă. Sunt paralel cu gătit. Wow. Da. Asta nu înseamnă că nu gătesc, nu știu cuvântul, nu? E un cuvânt mai complicat? Mai... Ai auzit de guacamole? Au un ingredient de bază, guacamole ăsta. Ai auzit de el? Am auzit, da. Mama lui, asta e. Literă. Numai bucătar n-am ajuns. Literă? Nici eu nu știu să gătesc deloc. Deci n-am nicio treabă. Literă. E un fruct în formă guacamole. Avocado. Da, măi, avocado. Se face la, știi, guacamole ăla cu avocado. Știți, ați auzit, fetelor, Andreea? Da. Vlăduț, de guacamole, am auzit, da. Da, avocado. Nu mănânc nici guacamole, nici avocado. Avocado, guacamole. Da, de auzit, am auzit. E o fiță acum, e o... Bogată în nutrienți, te face cu mintea. Tot parcă mai bună ceafă de porc așa. 3300 de lei. 8 litere. Veronel. Îți dau un adjectiv care a luat sfârșit după o perioadă de timp. Literă? Adică nu mai urmează. Încă o literă? Încă o literă, mai dați o literă. Și încă una. Mai dați o literă. Mai dați o literă, că mai vrea una, dar nu te arunca, că ai și timp, ai 2 minute jumătate, adică nu te arunca. Nu mai urmează, mai, Veronele. Proiect care a ajuns la fi... Îți mai dau o literă. Nu e încetat. Ești cumpătat la litere, îmi place asta. Mai poți să iau o literă? Hai! Literă. Auzi, tu poți să iei câte vrei, că-s banii tăi. Eu n-am tăcut degeaba, am tăcut dintr-un motiv. Eu n-am tăcut degeaba. Mai iau o literă. Mai iau o literă, hai, hai. Am sfârșit pe o perioadă de timp. Mai iau o literă. Hai, mai iau o literă. Încheiat. Nu te uita la mine deloc. Nu. Da, e greșeala mea. Măi, Veronel, eram concentrat acolo. Deci, dacă nu m-am încheiat și dacă nu m-am desfiat la cămașa asta, măi, om. S-a rupt nasturile. Măi, s-a rupt nasturile, cred că nu mai am nici nas. Dacă nu m-am încheiat. Și mai ceva, ai zis la un moment dat încetat. Da. În clipa aia am tăcut, că am zis gata, ești acolo. Încetat. O recuperăm acum. După care m-am încheiat, m-am deschiat, iar m-am încheiat, iar m-am... Am început bine și am încheiat prost. Las-o, că nu s-a terminat încă, încă no, putem. Dar jocul ăsta, dacă nu ești concentrat în astea 4 minute să ții frâiele în mână, uite unde ajungi. Fii atent aici.
Asta e o seară în care avem de-a face cu pușcăriași, ai observat, cu extrădați, cu tot felul. Și ai observat? Mergem pe drumul ăsta, dacă am luat-o aici. Hai, sistem legal care permite acuzatului să iasă din detenție. Deci legal, că așa... Permisie. Păi ăia nu-s la armată? Nu, ești în pușcărie. Și în pușcărie, da. Perea spune, n-am, nici nu cunosc. Da, mă, îi dă permise, corect, 2-3 zile. Da! Îi permite să iasă din detenție. Măsura aia care poate fi în așteptarea unui proces penal. Să tac din gură, te încurc? Da. Bine, tac. Cauțiune. Cauțiune, omule! Cauțiune, măi, omule, măi! Fai de... O aveai pe limbă, așa-i? Da, început să mă încurci, că... Și de-aia am făcut semnul ăla. Ok, gata, am înțeles. Nu, a fost ok, a fost ok, da. Gata, nu mai... 4300. A aplica o procedură medicală standard în caz de urgență. Literă? Literă? Vlad, vină un pic aici, că tac, nu-l mai ajut. Nu, literă. Nu mai zic, să nu-l încurc. Literă. Ia întinde-te, omule, un pic aici. Din? Numai un pic întinde-te. Să nu mai zic nimic. Resuscita. Lasă, că nu te mai resuscitezi mai sus. Am zis să nu cu vorbe, să nu te mai încurc. Mai bine ți-arăt. Nici n-am văzut ce faci acolo. N-ai... Am crezut că vrei să iei bani. Stii de mie. Vlăduț. Hai, bine. 4900 de lei. 9 litere. No. Procedură de selectare aleatorie. Trebuie să știți ce înseamnă aleatoriu. A câștigătorilor într-un concurs. Literă? Știi ce înseamnă aleatoriu? Da. Luat așa, din loc în loc. A. Literă. La întâmplare, cum ar da, veni. La nimereală. Încă o literă? Da, aia înseamnă aleatoriu. Acum, procedura asta de selectare... Literă. Poate să fie realizate și manual, Veronel, sau poate să fie realizate prin intermediul unui mecanism aparte. Literă. Procedura aia, mama e de procedură. Când determini numerele câștigătoare sau numele câștigător... Extragere. Extragere. Te-ai ofticat rău. Da. Așa-i? Da. Mai am 28 de secunde și câte cuvinte? Două? Te văd. Două, da. Te văd. Că mergea extragerea mai repede, nu? Da. Am extras cu forță. Da. Cuvântul ăsta. Forcepsul. 5300. Hai că putem. Veronel. Hai că putem. Sistem motivațional pe care îl oferi. Sau vezi, îl primești. Literă. 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 Stimulentul ăla. Stimulentul motivațional. Literă. Ai încă o literă. Procesul ăla de susținere morală. Hai, Veronele. Hai, Veronele. Mai apăsa că știi? Nu. N-am apăsat că nu știu. Mai mă gândesc. Omule. Nu ratăm cuvântul ăsta, mai ai 16 secunde din el. Te încurc la... Nu, nu, dacă poți să mai mă ajut cu ceva... Te ajută data trecută, da, ai zis bun. Că te încurc acum să te ajută... 9 secunde, hai că putem. Hai că eu, auzi, hai, acum te ajut, hai, hai, Veronel. Nu. Nu, te ajut cu o vorbă bună, hai, cu curajare. L-am pierdut? L-ai pierdut. Că l-ai zis exact după ce sistemul a plecat. Da, nu e ca la basket. Asta încercam, da, okay, să zic. Hai, te încurajam. Hai, cu cuvânt. Da, ok. Îl luăm pe ăsta bun acum. Ăsta e al meu. Veronel, ăsta e al tău, da? Dacă îl iei, te poți duce la 5700. Poți să ceri și litere în astea 13 secunde. Tu știi cum să-ți gestionezi. Da. Fii atent aici. Fii atent, adjectiv ăsta, da? Deci arată starea unui fluid care nu... Fluid, da? Care nu prezintă urme de CO2 literă. În compoziția sa. Literă. Deci, fii atent, un fluid fără literă. CO2, omule. Fără CO2. Da, fluidul. Știi ce e CO2? CO2, da, dioxid de carbon. Hai, mă, Veronele! E ca apa pură, mă, omule.
Bă, nu cred că pierdem cuvântul ăsta. Bă, n-are, nu putem să pierdem cuvântul ăsta, că mă enervez rău. Are care nu conține dioxid de carbon. Ai știut ce e CO2? Nu conține. Cum e dacă nu conține dioxid de carbon? Este? Da, este, da, dar nu vine. Nu au fost introduse în el bulele de gaz. Nu au fost introduse. Cum e? Necarboniză, ce zic? Neacidulat. Da. Mă gândeam la așa, la ceva sterilizat. Na, în fine. Asta e, le-am pierdut cu astea două, astea, pe asta mă bazam cel mai mult. Așa e? Pe astea de 1000 și 1000? Mm-hmm. Socoteala din târg. Da. Și oricum, socoteala de acasă. Pua! Așteptăm acum. Băi, și ce sus eram. Ești pe locul 1, Veronel. Da. Da. Era bine mai mult, așa e? Dezamăgit, da, trebuia să fiu undeva mult mai departe. Dar unde ne-am rupt? La ultimele trei. De fapt, ne-am rupt acolo, ne-am pierdut cel mai mult timp la cuvântul ăla, la încurajare. M-am încurajat. Și nu, la încurajare și nu, la încheiat. Măi, omule, dacă nu m-am încheiat la... Dar tu nu te-ai uitat la mine. Nu, eram cu ochii în televizor. Tu erai doar să vezi cum și eu tot mă încheiam, iar mă deschiam. Încheiat. Oricum e bine. E o experiență plăcută pentru mine. Mulțumesc. Cu zămăgirea, ultimele două cuvinte n-au fost grele. Acolo de aici le ghicești, acolo e altceva. Da, în fine. E bine. E bine, da. E bine. Cum? Ai zis că e bine. Am zis că e bine, l-am felicitat. Am dat și cum sunt, ca la ciclism, am tricou galben, da? 4 minute și încă 4 minute. Dacă ții tricou galben în următoarele 8 minute, rămâi cu el. Asta nu depinde de mine. Depinde de mintea lui Vlad. Stai și ca la săritura la trambulină, ai un timp bun, stai, aștepți acolo frumos. Da, ăștia ai noștri la fotbal, nu asta fac, așteaptă rezultatele altora. Nu ții mint? De ani de zile, stăm la mână. Deci dacă nu joci bine, aștepți rezultatele altora, că altceva ce să faci. Asta e învățătura. Da. Băi, Vlad, hai cu rezultatul tău, are dreptate, Veronel. Bună seara, Veronel. Da. Trebuia un 10 măcar să-l fac. Nu pot să mă împac cu ideea. Nu se împacă deloc cu ideea, uite-l. El nu se împacă cu ideea de încurajare. Încurajează-l pe Vlad. Hai, Vlad. Hai. Încurajare. Încurajare. Vlad, am rămas în minte cu ce mi-ai spus la început. Da. Fotbal american? Da, fotbal american, un sport nu așa popular la noi în România și în Europa în general, da, dar crește rapid. Zici tu? Da. Se vede după alura ta. Da. Știi ce are reguli complicate? Da, multe reguli complicate, da. Oamenii iubesc fotbalul simplu că-i cunosc regulă. Da. Și sunteți mulți care practicați? Sunt în momentul de față, sunt 5 echipe în campionatul național, au fost și 6, au fost și mai multe. Noi jucăm și în campionatul Serbiei. O, ce tare! Mai avem amicale, am fost și în Islanda. Lasă-mă să-ți recomand un om. Sigur. Un timișorean de-al meu, american, care a jucat finala de Super Bowl. Cum? Zoltan Mescol cheamă. Nu știu, probabil că mai de mult. Nu, undeva prin 2018-17 pe acolo. A jucat în... În Patriot. New England Patriots. New England Patriots. Da. Fii atent, când pleci de aici, dă-l pe Google, Zoltan Mescol, sper să fie ăsta corect numele, da. Caută-l pe... E singurul român care a jucat o finală de Super Bowl. Om vorbitor de limba română. Da. Ce-o zic eu, că... Deci om vorbitor de limba română. Îmi promis că îl cauți pe românul ăsta? Da, normal. Uite, spunem despre el la televizor. Există, România are un român care a jucat în final de Super Bowl, Timișoarea. Vlad, îl vezi cum nu se împacă? Îl vezi? Nu, ne. Deci el e neîmpăcat. E ne... Dar eu te încurajez. Și eu. Îi dau drumul, Vlad. Da. Fii atent, Vlăduț. Fii atent aici. Cutii din aluminiu pentru conservarea lichidelor. Literă. Lichidele, cutii de aluminiu. Doze. A venit și ziua la noroc. A venit și ziua la cu noroc mare. Bâție de pe un picior, palduci. Vlăduț. A rămâne blocată accidental o embarcațiune. Literă. Un vapor care embarcațiunea rămâne... A eșua. Eșuează. Se înțepenește în nisip și a rămas eșuată. Bun. 15 secunde. Perfect. Cu ce te ocupi în rest, Vlad? Sunt student. La ce? La facultatea de drept. Anul 3. Viitor avocat. Da. Vlad.
500 de lei pentru o pauză temporară în drum spre destinație. O literă de control? Da. Popas. Ăsta e blăduț. Bravo, popas. 3 minute 38. Să bâție Veronelo, să-mi ia banii. Dar de ce n-am prins eu cuvintele alea simple? Vlad, născut unde? Unde ești născut? În București. Bucureștean, bucureștean. Da. Părinții tăi? Nu sunt din București. De unde sunt? Tata e din Argeș, mama e din Uhedinți. De unde din Argeș? Din Pitești, de lângă Pitești. Cum îi zice? Lunca Corbului. Lunca Corbului. Rural? Da. Sătă? Literă. Literă? Încă o literă? Îți mai dau o literă? Încă o literă. Rural. Eu am greșit. Da, da. Eu am greșit. Am rustic, da. Eu am greșit. Ți-am dat definiția. Și după am citit... Și am zis, bă, să-i dau cuvânt. Măi, dau cuvântul, da, poate le am, om. Mă, ți-am dat cuvântul, 200 de lei ai pierdut și vreo 20 de secunde. Nu e nicio problemă. E, la final să vezi cum o să fie. Puu, ia uite. Acum nu-ți mai... Procedeu de micșorare, Vlad, a indicelui termic. Procedeul ăla de micșorare. Literă. Indice. Răcire. Păi și la rural ai pierdut, când aveai cuvânt, ai pierdut bani. Nu m-am așteptat să fie cuvântul ăla fix pe care... pe care l-am spus, da, eu. Da, da. Mare atenție la tot ce înseamnă atenție distributivă, tot. Bun, 3 minute 18 secunde. Vlad... Îmi place cum trage aer în piept, așa, ca să scap de stres, așa. Ca înainte de meci. Ca înainte de meci. A scăpat de stres, ca să scap de stres, nu? Că asta e ideea. Literă. Ai o literă. Ca să-ți elimini. A relaxat. A relaxat, se relaxa. Bun. Elimini din tensiunea, da, acumulată. Și o transmiți lui Veronel. Îl încurajezi. Mai spre final. M-am relaxat deja. S-a relaxat, i-a trecut, da. 700. Parte a personalului unui local. Literă. În locul tău aș lua toate meserile. Literă. Dintr-un local. Literă. Omule, le-aș lua pe toate. Mai ai 3 minute din literă. Asta ca să-l bați pe Veronel. Vezi că fiecare literă e pierdere de bani. Literă. Hai mă, Vlad, mă. Ăla care are grijă de consumatori, Vlad. Chelne. Doamne, măi, Vlad, mă, 200 de lei din cuvântul ăsta. Ați luat cuvântul, ați luat, da. L-ai luat, Veronele? Nu mai vreau nimic. Nu mai zice nimic. Nu mai pot să mă concentrez deloc. E supărat. Vlad, 2 minute 50 mai avem. Care are loc trecător. E de scurtă durată. Literă. E adjectiv ăsta. Auzi, poate să fie, de exemplu, și un gând care îți trece prin minte, dar dispare pe loc. E așa, e gândul ăla. Trece una, două. Literă. Îți trece prin minte, s-a dus. Momentul scurt, ăla rapid. Pac, s-a și evaporat. A venit, literă. Tac, s-a dus, s-a evaporat. Fugitiv. Da, tot 300 de lei. Ușor, ușor. Cât un iard, cât un iard. Ca la Voila, da, așa e. Corect, e important să câștigi pas cu pas terenul, da, nu? Și să ajungi în capă. Dar unde jucați fotbalul ăsta american? Pe terenuri de rugby, bă. De rugby și de fotbal le trasăm. Aha. În specific sportului și se poate practica. Tare, îmi place. Spații destinate din 8 litere distribuirii remediilor curative sintetice. Literă. Sunt niște cuvinte aici pe care nu știu dacă le prinzi. Da, e și scump. Literă. Să vezi ce ușor e. Sunt esențiale. Literă. În sistemul... Farmacie. Da, măi, omule, în sistemul de... Farmacie. Mai multe. Cât avem de depășit? Ce să vorbim, să-l vezi cum dă din piciorul. Să-l vezi cum dă din... Și zice, ia uite-mă. Pe vina ta, Veronele. Da, am pierdut pe mâna mea, da. Nu? Da, deja am pierdut. Stai așa că nu s-a terminat. E? Stai puțin. Stai, ăsta mic, câți ani ai plăduț? 21. 21 de ani. Ăsta mic mai are ceva.
Mai are 2 din 9, 2 din 10 și 1 din 8. Îți mai dau și un cuvânt din 8. E de la tine. A se împinge intenționat sau nu, domnule avocat? Domnule avocat, jucător de fotbal american. Literă. Aveți și asociația de fotbal american. Am bâncit. Vezi? Din lumea ta, de-aia ți-am spus, de fotbalul tău american. Da, da. Mamă, 3800. Ta. Cât ai, Veronele? 4.000. E la 200 de lei distanță ăsta mic. La un sfert de cuvânt. Da, da, știi cât mai are? Asta e, ăsta e avantajul lui și ăsta e ghinionul tău. El mai are 2 minute. Nu e problemă. Ești calm, așa, ești liniștit, ești... N-am de ce să... Fii atent, Vlad. Puzzle-uri de cuvinte. Literă. În literă. România, sport național, așa e, Sorina? Da. Literă. Se vede asta după câtă lume se uită la literă. Noi. Și cât te duci tu după litere și câți literă. Bani pierzi pentru jocurile astea care sunt atât de smart. Puh, niște jocuri literă. Smart. Uite-l. Nu cred, măi, Vlăduț, mă. Jocurile astea integral. Smart, integrame. Nu-mi permis să mai pierd. Nu-mi permis să mai pierd. De asta cer litere. A, ok, să nu cumva securizez. Să... Bun, strategia ta de sportiv e aici. Integrame, da? Bun, strategia ta de sportiv, nu mai intervenim. 4100, Veronele, a sărit pe locul 1. Jucăm în UEFA. Puf. 900 de lei. Ai dreptate, țineți banii. Care simte o stare de slăbiciune extremă... Literă, literă, în corp, literă. Vlad, ăștia-s bani, literă. Dar bun, strategia ta de sportiv, ok. Literă. Vezi că mai vine literă. Gică după tine care poate să te bată dacă pierzi mulți literă. Bani. Literă, știu, știu. Omule, dacă ajuns într-o stare de oboseală cronică, ia-o încet. Îți mai dau o literă. Literă. Ai încă o literă. Mai ai de câștigat 200 de lei din cuvântul ăsta. Extenuat. Păi nu. Da, simplu. Simplu. Mi-e frică să nu scap mingea. Ah, să nu te duci mai jos. Da. E o strategie. Nu e rău. Nu e rău, e o strategie. Să vedem în final. Să nu uiți că finala o joci cu Gică. Asta e. Vlad. Dispozitiv periferic literă. Al unui computer. Literă. Bun, strategia ta. Literă. La început ai nimerit câteva cuvinte bine. E un accesoriu extern. Literă. Ai o literă, mai ai cât 600 de lei din cuvântul ăsta. Se duce literă. Și timpul. Auzi, se poate conecta. E simplu acum. Imprimantă. Dar ai pierdut la bani aici. Bine, Vlăduț. 46 de secunde pentru 1000 de lei. Sorina, să nu-l șoptești. Procedură medicală care detectează anomalii literă. În zona bustului. Literă. Literă. Ții minte literă. Vorba mea cu Sorina despre boala prin care a trecut ea. Literă. De asta am rugat-o să nu șoptească. Literă. Să le spunem femeilor că e important cuvântul ăsta pentru viață. Hai, literă. Vlăduț. Hai, Vlăduț. Modalitatea prin care se depistează. Literă. Să le spunem femeilor că literă. E foarte important să facă tomografie. Să le spunem femeilor că e foarte important să facă, mai ales celor care au trecut de câți ani, Sorina? 40? 2 ani. Nu, de câți, nu, lasă boala. De la 40 în sus. Ramografie. Femeilor care au trecut peste 40. Ramografie, nu știu, n-am nicio idee. Ramografie. Cum grasie, omule? Cum grasie? 3 secunde ca să găsim cuvântul ăsta. Nu pot. Cum ramografie? Mamografie. Mamografie, da, corect. Nu... Nu e, nu, mamografie. Da. E procedura aia medicală, nu? Sorina, ai trecut prin boala asta complicată. Da. Se face una pe an? Una pe an, prin care se depistează... De la 40 de ani în cancerul de... Recunosc, n-am știut. Wow!
cu 600 de lei, te-ai dus peste Veronele. Da, pe mâna ta, Veronele, ai pierdut. Pe mâna asta. Vlăduț, să fiu un avocat de ispravă. Mulțumesc. În seara asta am vorbit despre cum îi arestează, cum îi trimite prin cauțiune. Și eu n-am primit și eu un cuvânt. Și tu n-ai primit. Mulțumesc, Vlăduț. Mulțumesc și eu, să trăiți. Bun venit la Magica, să trăiești. Bine te-am găsit, Dan. Acum ai văzut cum e, da? Da. L-ai văzut pe Veronel cum a pierdut pe mâna lui. Ce faci? Pensionar. Am un băiat și două nepoțele cele mai frumoase. Bravo. Unde ai lucrat? Am fost mecanic auto, pe urmă șofer. Am fost și mecanic de utilaje grele, excavator, boldoi excavator. A avut un accident de astea. Erau fabricile alea, IMGB. Da, da. De mașini grele. Veronele, ce ai spus? Pau, înainte să intrăm în emisiune, am discutat cu Gică și mi-a povestit prin ce a trecut, practic. Prin ce ai trecut, Gică? Ce, că zice că e povestit. Am avut un accident de muncă în 2015. Am fost pe tir și am o fractură pe coloană cu două tige, șase șurucuri. În 2015, pe 28 ianuarie. Dar ce Dumnezeu s-a întâmplat? Mai aveam 5 paleți în... În tir, vagon, în mașină. Da, și îmi prindea prelata. Și m-am dus prin stânga lui să-i spun. Am încercat cu stânga, n-am putut, și m-am dus cu dreapta să împing. El n-a așteptat că o fracțiune de secundă, dacă mai făceam un pas, cădea un palet de 950 de kg, a căzut pe mine. A căzut pe tine? Da. Fracțiunea de secundă? Da, n-a avut nicio pritoare sus la excavator, la stivuitor. Motostivuitorul ăla, nu? Da, da. Era electrostivuitor. Și de asta s-a zmocit și el când a făcut stânga a căzut. Gică, Dumnezeu a și avut grijă de tine. Da. Că putea să fie fatală lovitura. Am luptat mult ca să pot să fiu așa. Puteam să rămân, Doamne ferește, mai rău. Câți ani e, Gică? 63. Împliniți. Îi dau bătaie. Îi dau drumul. Ăsta mic are 20. S-a descurcat, dar cu strategia lui, să vedem dacă e câștigătoare. El a mers mult pe literă, 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 ai observat? Literă, da. Literă. Cât ai, Vlad? 4600. 4600, cerând mereu literă, literă, literă. Nu știu dacă e strategie câștigătoare, habar n-am. Gică, da. Tu știi. Eu încep prin a-ți da un cuvânt din 4 litere, e pălărie pentru aniversări, care are vârf ascuțit. Îți dau o literă? Literă. Câte au nepoatele tale? Cât au? Câți ani au? 5 și 9 ani. Bun, la 5 anișori, la zilele lor de naștere, sigur au un cap. Coif. Coif ăla, Gică. Știi coiful, de la au copii în cap la aniversări, au așa... E o mod acum toată lumea. De carton, din aia de hârtie. 15 secunde ne-au coiful ăsta. Și 100 de lei. Gică. Ingredientul de bază din salata grecească. Nu merge salata grecească fără asta. Că nu ia toate ingrediente. Îți dau o literă. Literă. Literă, literă. Cum îi zice? E brânza aia într-un fel. Literă. Hai o literă. Brânza aia, mama ei. Doamne, iartă-mă că... Feta. Feta. L-ai luat, Veronele, așa-i? Lasă că și de acolo, Gică, le-a luat pe toate ale tale. Nu chiar pe toate, dar... O parte. Feta, perfect. 500 de lei. Hai la 5 litere. Gică. Atrage atenția stăpânului, mă, din postura de cățel. Asta e de logică. Să știi. Lătra. Câinele atrage atenția. Da, da. Un pic de... Am recuperat ceva. Știi bilețelul motivațional pe care îl găsești în prăjituri? Românii au o vorbă. Răvaș. Bravo. Ți-ai revenit. Hai că ți-ai revenit bine de tot. Bun. Bine, Gică. Care s-a trezit prost dispus după o seară de distracție. Buimac. Auzi? Nu? Și Dumnezeu, eu mai zic asta. Se mai uită la emisiunea asta și zice: bă, Gică, mă, Gică, mai cerești o literă lui negru ăla. Nu mi-e sistemului.
că uite, bă, mai ia și durerea de cap acum, chiar mai ia durerea de cap. Uite-l și pe, îl știi Veronele, îl știi, dar nu-l mai șopti, lasă-l așa, omul. Nu cred, nu cred că ne oprim într-un cuvânt atât de simplu. Dis de dimineață, după o noapte plină de distracție, când ai aburi de alcool în cap. Magmur. Da. La ești tu, Veronele? Prea târziu. Cum? Prea târziu. Pentru mine. Nu mai avem. Buimac poți să fii și când vezi cum cresc ăștia impozitele, știi, buimac și zici, bă, ești nebun, iară cresc da. Ăștia, știi? Adică poți, da, Macmor, e clar. Da, așa e. Gica, cel care plătește tot ce cumpără este... Taci, Veronele, ești nervos. N-am zis nimic. Ia o literă. Ia literă. O literă, Gica. Ia o literă. Să nu uiți de regulamentul ăsta cu litere. Ia litere când simți nevoia. Literă? Ăla care beneficiază de servicii contra cost. Gica, eu sunt și beneficiez de servicii contra cost. Literă? Client. Client. Client, omule. Client. Ai prins, Sorina, clientul? Ai prins Vlăduț? Client. Toată lumea a prins clientul, dar... Ah, știi? Servicii contra cost. Beneficiez, da, ești da, client. Da. 7 litere, 700 de lei. Gică. A înlătura flora de pe o porțiune de teren în mod deliberat. Literă? E o porțiune verde pe care o dai literă? La o parte și te-a pus să faci construcții. Adică, știi, a îndepărta o porțiune verde. Vegetația, omule, dintr-o pădure. Vegetația, Gică. Vegetația, îndepărtezi literă. Vegetația... Casă a îndepărta vegetația. Îți mai dau o literă. Literă. A îndepărta vegetația, Gică. A tăia legal sau ilegal copaci. De frișa. Mâna sus cine a luat de frișatul ăsta. Uite-i. Ia uite-i de pe margine cum toți au. Și știi cum se foiau toți pe margine? Hai, Gică, zil. Bun. Gică, din 7 litere sunt niște centre care oferă îngrijire pentru o perioadă scurtă, medie sau lungă. Tu trebuie să știi bine asta. Spitale. Ei, ai trecut, ne-ai povestit. Bravo. Spitale. Sfântul Vasile cel Mare a fost primul ctitor de spitale. Din spitale, corect. 2200 de lei. Bă, stăm bine. Una peste alta, ai pierdut într-un loc, ai câștigat, uite aici, și timp, și... Gică. Ăsta e scump, de asta nu e ușor, care se desfășoară prin intermediul unei surse. Și e și un pic de logic, așa. Deci, se desfășoară... Îți dau o literă. Literă. Hai cu o literă. Deci, prin intermediul unei literă. Surse se desfășoară. Acționează cu ajutorul... altor căi. Literă? Ai o literă. Dialog, dacă vrei. Literă? Care nu e spus în mod transparent, așa. Literă? E în mod... Nu-ți vine să zici lucrurilor în față. Indirect. Nu-ți vine să spui direct, indirect. Îmi place timpul. Da. Dar lasă la ce Veronel cum se bâție. Vlăduț e calm. Gică. Ești căsătorit, Gică? Da. De câtă vreme? 43 de ani. Mare. 43 de ani. Bravo, omul. Fantastic. Cât ai, Vlăduț? Câți ani ai? 21. 43 de ani. Cum o cheamă pe doamnă? Florica. Gică, în ăștia 43 de ani, Florica a făcut de nenumărate ori, dacă nu e cuvântul, nu e bine pentru tine acasă. A făcut de nenumărate ori gustările sărate. Le-a făcut în casă, că sunt ușor de făcut în casă, omule. În ăștia 43 de ani, Florica. Măi, doamnă. Sărățele. Bravo, omule. 3300 de lei. Bun. Bine am recuperat.
2 din 9, 2 din 10, banii ăștia îi punem la 3300. Gică, poți? Gică, poți să-l bați pe ăsta mic, pe Vlad? 20 de ani și 63 de ani. Poți, Gică? A organiza informațiile din mai multe surse într-una singură. Cum ar fi... Literă? Când colectezi... Literă? Când colectezi mai multe date dintr-un text și le pui la cap la cap. Literă? Cap la cap. Sau când simplifici o literă? Lucrare amplă și o simplifici. A simplifica. Uite, gata, mi-a venit sinonimul ăsta. A... Hai, Gică. Hai, literă. Hai. A schematiza. Uite, mai simplu. A schematiza. Sau a... Literă. Hai, încă o literă. Ba da, a schematiza. A rezuma. A rezuma. Gică. A schematiza. A rezuma. Îți mai dau o literă. Hai, o literă. Când e esențialul, când faci o sinteză. Sintetiza. Sintetiza, omule, două litere am luat. Era greu asta? Da. Un pic greu așa, era greu, da. Veron? Ha? L-am luat târziu și eu. Vlăduț? Târziu. Târziu. Era și scump. Da. 900, suntem la alea. Da. Alea scumpe, alea serioase, alea care costă mult, 3500 de lei. Gică, 20 de secunde. Gică, vreau să te rog eu mult de tot astea, 20 de secunde, gestionează-ți-le bine. Poți să fii pe prima poziție. Mai ai 3, nu 2. Da, 3. Mai ai 3, nu 2. 1 din 9 și 2 din 10. Gică, ai 3500 de lei. Cât ai, Vlăduț? 4600. 4600. Gestionează-ți timpul. Ți-am spus și câți bani ai, câte secunde mai ai, 20. Cere litere și oprește timpul. Gică, încep. Regim politic în care liderul are control de plin asupra guvernului, literă, societății. Cere literă, 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 deci, literă. Și oprește-l la un moment dat, oprește-l la un moment dat. Bun. Fii atent. Regim politic în care Ceaușescu are control de plin, tată. Câți ani ai, Gică? 63. Băi, omule, regimul politic în care Ceaușescu are controlul de plin, nene. Regim politic. Da. Dictatori? Păi tu îi zici pe Ceaușescu și pe Stalin și pe Hitler. Eu te-am întrebat de regim, nu de ei. Regimul, omule, nu de ei. Socialist. Măi, omule, rusul naiba. Băi, omule, dicta regimul, nu ei. Nu cred asta. Dictatură. Și am zis. Păi da, de-aia am zis. Regimul, nu ei, dictatorii. Da, așa e. Greșeala mea. Că fii atent, aici zicea regim politic, nu cum îi cheamă, dictatori. Da. Aici am greșit. Trebuia să spun la singular. Bun. Fii atent aici. Poți să-l bați pe ăsta mic. Poți să-l bați în 12 secunde. Gică. Cu o singură condiție. În următoarele două cuvinte să nu iei mai mult de două litere. Omule, greu. Două litere. Cu Dumnezeu înainte. Da. 63 de ani, Gică. Două litere dacă iei în următoarele două cuvinte și găsești cuvintele, l-ai bătut pe ăsta micu. Încercăm? Da. Hai, Gică. Hai că poți. Fii atent la timp. Eu încep. Tu dacă vrei ia o literă, dacă vrei nu o lua, las-o pe treaba ta. Destinație în care poți avea parte de experiențe gastronomice. Ce faci? E literă sau nu e? E literă. Ia o literă și lasă pe celălalt mai departe. Apasă că trece. Apasă, mă, că trece. Bun. Hai, Gică, hai că poți. Auzi? Destinație unde tu te duci cu Florica să mănânci. Să mănânci. Restaurant. L-am luat din prima. Ce ai zis, Sorina? Ai auzit și optim, nu? Nu. Da. Nu? Bravo, nu. Gică. Nu, acolo nu știu. Ești concentrat atât de tare. Mamă. 3 secunde. Următorul cuvânt, dacă îl iei, cu o singură literă ai câștigat seara. Dacă îl pierzi, a câștigat ăsta mic Vlad. Da. 20 de ani, Vlăduț? 21. 21? 63, Gică? Asta e bătălia. Eu când încep să vorbesc, tu cere literă. Aia una. Să nu cer două, că s-a terminat. Una. Gică.
Pentru bătălia finală. Instituție, cere literă. Literă. Și oprește-te. Instituție culturală specializată în colectarea și arhivarea proiecțiilor clasice. Proiecțiile clasice care salea? Se ocupă și de restaurarea peliculelor deteriorate. Peliculele. Pelicule deteriorate. Cinefilii, studenți la film sunt pasionali. Cinefilii sunt pasionali. Cinematograf? Cinematecă. Cum? Cinematecă. Golul de aur. Băi, a dat golul de aur? Da. A dat golul de aur? Bravo, Gică, Hagi. L-a validat, vă rog, mulțumesc. A dat golul de aur? Da. Incredibil. Gică, ai dat golul de aur. Gică, ai 10 pe tricou. Gică. Bravo, Gică. Fantastic. Wow. Ăsta micu a avut bună strategie, dar cer prea de multe ori literă, literă, literă. Da, știam așa în mare, dar nu venea. Gică. Și știi ce noroc a fost? Că n-ai zis cinemateca. Ai zis exact cinematecă. Mai erau câteva secunde, pierdeai tot. Cinemateca. Da. Aia e de pe vremea... Nu știu, eu... Cinemateca am zis? Cinemateca. Am crezut că cinematograf ceva. Ce cinema? Ai zis și cinematograf. Nu era bun? Mă pierdusem. Și ai dat-o la... Gică, 63. Să-ți dea Dumnezeu viață frumoasă. Gică a câștigat seara cu golul de aur. 4.700 de lei. Consumați jocul cuvintelor ca să aveți minte sănătoasă. Salutare! Mulțumesc, amenea!